Salutare la oamenii buni și nu nebuni, eu sunt Dr. Mihail, iar următorul material este destinat oamenilor care, din păcate, ascultă de unii doctori. Materialul e amuzant, dar după ce opresc această cameră, mi se face așa foarte trist aici. Și o să vedeți în cele ce urmează de ce. E un material la care ar trebui să vă gândiți și după ce se termină acest film. Hai să încep cu începutul. Mă sună ieri un prieten și zice: băi, tu de ce nu faci recomandări de astea? Ai văzut ce a recomandat Nanelu la televizor? Zic, ce a recomandat? Păi a zis că el ia paracetamol și că e bun, dacă e un focar sau ceva, dacă ai o suspiciune, bang, ai băgat paracetamol și te simți bine. Zic, băi băiatule, de câte ori ți-am zis? Hai să ascultăm de doctori, nu mai ascultăm de Nea Nelu, de Nea Gicu, de Nea Bibi, care peste noapte au făcut atot știutori. Nu, există doctori care fac o facultate, care învață ce e la paracetamol, ce rol are și care poate să-ți recomande concret la ce e bun paracetamolul și la ce nu este bun. În COVID n-are cum să fie bun. Zice, păi stai mai așa, că Nea Nelu e doctor. Zic, care Nea Nelu, mă? Zice, Nea Nelu, tătaru. Zic, băi, tu ești nesimțit, păi tu așa vorbești, mă, cu ministru. Păi el e... Cum spui la ministru? Ia să vedem. Tu mamei tale îi spui așa sau cum? Domnul ministru, doctor Nelu Tătaru. Nu. Doamna doctor și atât. Și zic, băi, nu se poate. Ai înțeles greșit. N-are cum să recomande așa ceva, că e ministru și e doctor și e și chirurg, adică ar trebui să știe ce să dea la pacienții lui, gen când au congestie nazală. Ok, și colegul meu îmi trimite acest video pe care hai să-l vedem împreună. În condițiile în care, să spunem, am fost într-adevăr într-un focar, da? Și posibilitatea este, eu știu, un paracetamol, dacă poți. Paracetamol? Un paracetamol, simplu. Că dacă nu aveți febră, de ce luați? Deci nu neapărat dacă nu am febră. Da. Dacă mi s-a părut, eu știu, portul nu mă știi, să știți că face o congestie nazală. Așa este. Că vrem, că nu vrem, da? Este atunci... o altă discuție, că portul excesiv al măștii introduce în cavitatea bucală, în partea căilor aeriene superioare, a diferitor, cum să spune, o virus și bacterii care se duc din nas în gură sau din gură intră în partea de... Da, de prefer în acele momente în care simt acele fenomene, strip de congestie nazală, prin pulmon... Dar este corect ce am spus? Eu, da. Nu știu, n-am văzut, n-am fost nici atent pe fază să văd, dar prima fază am văzut. Eu port mască, eu știu, 3/4 din zi. Păi știu lucrul ăsta. Și atunci avem aceste fenomene. Prefer să iau un paracetamol când simt că congestia nazală este mai importantă sau să-mi decongestionez nasul. Politică? Știu că a venit politica peste noi, dar voi rămâne acel profesionist, că sunt ministrul sănătății. Ok. Aoleu, este... Deci video-ul ăsta este delicios, dacă îl iei din punct de vedere umoristic, și încerci să nu ții cont de faptul că acela este un medic care este și ministrul sănătății și care se și ocupă de rezolvarea acestei pandemii. Dacă faci abstracții de toate astea, este foarte amuzant. În primul rând, felul în care răspunde. Omul întreabă, ce folosiți noastră în pandemia asta? Ce suplimente? Și se vede că lui este rușine cumva de răspunsul lui. Un paracetamol, dacă se... Eu nu înțeleg ce zice. Dacă zice un paracetamol, dacă se poate, dacă se poate ce... Și de ce nu spune exact asta? Poate este un tip de paracetamol pe care nu-l cunoaștem. Un paracetamol, dacă zic... Posibilitatea este, eu știu, un paracetamol, dacă poți. Mult, dacă poți. Mult, dacă poți. Paracetamol? Un paracetamol, simplu. Dacă cu ilin ca să... Când era excesiv? Mult, dacă poți. Ca să... Mult, dacă poți. Că dacă nu aveți febră, de ce luați? Deci nu neapărat dacă nu am febră, dacă mi s-a părut, eu știu. Un paracetamol, dacă se... Știți, mi-aduce aminte de momentele alea când ieșeai la tablă și te întreba profa ceva ce știai, dar se pronunța cumva complicat și nu mai țineai minte, de exemplu, că trebuie să zici, nu știu, hiperplazie nodulară focală. Era un cuvânt complicat de ținut minte și de pronunțat și te întreba, aia zic, care e o tumoră des întâlnită, o tumoră benignă des întâlnită la femei? Tu zici, păi o tumoră des întâlnită la femei este plazie nodulară focală, pentru că se întâlnește des. Cum? Doamnă, trei plazie nodulară focală, pentru că... Un paracetamol, dacă poți. Paracetamolul, denumit și acetaminofen, este o substanță antialgică și antipiretică. Astea sunt singurele lui funcții. Adică scade sensibilitatea ta la durere. Dacă ceva te doare, nu te mai doare la fel. Și îți scade temperatura dacă ai febră. Este un cunoscut medicament simptomatic. El nu tratează absolut nimic și este folosit ca să ne ameliorăm anumite simptome. Paracetamolul în niciun caz nu este folosit în COVID. El
poate să scadă febra dacă tu ai COVID și ai febră, dar în rest el nu te ajută la absolut nimic. Acum domnul Nelu Tătaru se scuză cumva imediat și spune că îl folosește pentru congestie nazală. Portul măștii, să știți că face o congestie nazală. Așa este. Că vrem, că nu vrem, da? Și este atunci... o altă discuție că pot... Într-adevăr, există preparate care combină într-o pastilă și paracetamol și un decongestionant nazal cum este pseudoefedrina, dar paracetamolul per se nu te ajută absolut deloc în congestie nazală. Dar cred că Nelu Tătaru nu este singurul ministru care face o astfel de gafă. Dacă vă aduceți aminte, în martie, ministrul sănătății din Franța a publicat pe contul lui de Twitter un anunț fals prin care spunea că ibuprofenul nu trebuie folosit în caz de COVID. Acolo oamenii însă s-au scăpat simplu, era Twitter, a doua zi, Ministerul Sănătății a dat un comunicat prin care ne informa că de fapt contul de Twitter a fost spart. Contul de Twitter al domnului ministru a fost hăcuit și că cineva a lansat această veste. Noi medicii ne batem cu acel fake news încă de atunci. Sunt oameni care mă sună și mă întreabă ce să ia în caz de febră, iar eu le recomand în caz de febră, durere și inflamație să ia un antiinflamator, cum este ibuprofen. Ibuprofen care se găsește sub diferite denumiri comerciale pe care nu o să vi le spun acum, dar ibuprofenul este un antiinflamator care se recomandă în caz de inflamație. Sunt și foarte mulți pacienți în lume care pentru boli cronice iau acest ibuprofen sau un alt antiinflamator non-steroidian în fiecare zi ca și tratament al bolii de bază. Acești oameni, în proporție de 80% în momentul de față, au renunțat la acest tratament din cauza acestor zvonuri false. Există chiar studii care arată că acei oameni care iau cronic ibuprofen și ajung la spital cu COVID au complicații mai mici decât cei care nu iau ibuprofen. Asta nu înseamnă că trebuie să luăm ibuprofen preventiv, dar asta din nou ne arată cât de rău poate să ne facă un fake news lansat aiurea despre un produs care este neadevărat, care face ca noi ulterior, ca oameni simpli, să luăm niște decizii complet greșite doar pentru că ție ți iese un porumbel pe gură. Cât despre acest video, chiar dacă ne amuzăm pe seama lui, mie îmi dă o senzație foarte tristă. Îmi vine, cum zice un coleg de-al meu, efectiv să fug. Un paracetamol, dacă nu. Să fug din această țară, nu să plec. Nu să iau trenul ca un om civilizat cu valiza, să mă așez pe un scaun și să plec. Îmi vine să fug, să înot Dunărea, să simt că am fugit, că am scăpat de aici. Și vreau să vă recunosc că atunci când fac acest tip de materiale, stau și mă gândesc și îmi dau seama că eu sunt un simplu angajat al unui sistem sanitar, sistem sanitar care are un șef, are un cap și acest cap este ministru al sănătății. Iar acest ministru al sănătății nu știe ce este paracetamolul, nu știe când se recomandă paracetamolul, îl ia complet greșit și îl recomandă la televizor. Bine, adevărul e că e paracetamol... Un paracetamol, dacă vă zic. Ceea ce nu știm până la urmă ce este. Un paracetamol, dacă nu. Până data viitoare, vă recomand să nu luați paracetamol. Vă recomand să nu luați alte suplimente nedovedite, cum ar fi vitamina C, cum ar fi vitamina D, cum ar fi zincul. Vă recomand să citiți surse sigure. Dacă ministrul sănătății recomandă paracetamol la televizor, încep și eu să mă întreb care sunt acele surse sigure. Până la urmă, încercați să aveți grijă de voi cum puteți. La revedere! În condițiile în care, să spunem, am fost într-adevăr într-un focar, da, și posibilitatea este, eu știu, un paracetamol, dacă vreți. Paracetamol? Un paracetamol, simplu. Că dacă nu aveți febră, de ce luați? Deci nu neapărat dacă nu am febră. Da. Dacă mi s-a părut, eu știu, tip de congestie nazală, prin pulmon. Este corect ce am spus? Eu, da. Nu știu, n-am văzut, n-am fost nici atent pe fază să văd, dar prima fază...